au apărut imagini video cu momentul în care săptămâna trecută deputatul Sergiu Sârbu a fost stopat de ofițerii de pază ai președinției și nu a fost lăsat să participe la ședința Consiliului Superior de Securitate. Înregistrările au ajuns în postul TV8 în urma unei solicitări făcute la adresa instituției prezidențiale. După ce ieri a depus o plângere la procuratură în acest sens, astăzi Sârbu a insistat asupra faptului că a fost bruscat de agenții de pază. Imaginile au ajuns în posesia TV8 în urma unei solicitări făcute de redacția noastră la președinție. Din înregistrări, care însă sunt fără sunet, se vede cum deputatul Sergiu Sârbu încearcă să treacă de primul post al ofițerilor de pază de pe teritoriul președinției. Nu toată scena este însă clar vizibilă din cauza chipiului unui agent de pază poziționat în fața camerei de luat vederi. Într-un final, după câteva minute, alesul poporului a reușit să treacă de aceștia. Sârbu a avut parte de ghinion însă la al doilea post de bază din cadrul președinției, acolo unde preț de 13 minute a discutat cu ofițerii și a dat câteva telefoane. Într-un final, acesta pur și simplu a părăsit clădirea. Ieri, deputatul a depus o plângere la Procuratura Generală împotriva ofițerilor SPPS, după ce nu a fost lăsat să participe la ședința Consiliului Superior de Securitate, precizând că aceștia au dat dovadă de un tratament inuman și degradant. La data de 26 februarie, după ce nu a reușit să ajungă la ședință, Sârbu a ieșit imediat într-o conferință de presă în care s-a plâns că a fost bruscat. Cu regret însă, am fost bruscat de ofițerii de pază și practic scos cu forță din instituția prezidențială. Am discutat astăzi cu deputatul la Parlament. Acesta a insistat asupra faptului că a fost bruscat de către ofițeri. Eu am fost bruscat, doamnă. Eu nu știu ce înseamnă. Continuați să ziceți bruscat. Sigur că da. Eu nu știu ce înseamnă să fii bruscat. Ce înseamnă bruscat? Să fii bătut? Asta pentru asta înseamnă bruscat. Pentru mine bruscat înseamnă că am fost blocat și împins. Asta este. Și eu știu ce am fost. Eu am fost acolo. Eu nu știu ce se vede pe imagine de noastră. Amintim că după ședința Consiliului Superior de Securitate, Maia Sandu a explicat de ce Sergiu Sârbu nu a fost lăsat să participe la ședință. Șefa statului a invocat conflictul de interese și asta pentru că Sârbu face parte dintr-un grup parlamentar, membrii căruia ar fi implicați direct în schema concesionării aeroportului, subiect abordat în cadrul ședinței CSS. Deci, în situația în care se constată sau există, nu știu, o probabilitate că omul poate avea conflict de interese, el trebuie să se abțină de la participare. Purtătoarea de cuvânt a procuraturii a precizat pentru TV8 că instituția a recepționat plângerea depusă de Sergiu Sârbu și o va examina în termenii prevăzuți de lege.